vorbesc despre pictură, că de o vreme nu pot să-mi asum măsura de a vorbi despre o pictură care, cum zice, nu a fost trained, a fost pregătit în sensul ăsta. Și de aceea pot doar să constat niște aspecte care tot timpul mi-au atras atenția și n-am înțeles nici până în ziua de astăzi. Am luat câteva cărți și o să vă spun la ce m-am gândit. Ne-am văzut deseori în galeria asta, pe unii le cunosc fără să știu cine sunt. E a 10-a expoziție sau a 15-a de anul ăsta, cu cifre nu contează. Și cred că suntem un cerc închis, oarecum. Desigur, lăudabilă mediatizarea, la dovadă că suntem atât de mulți. Foarte mulți artiști nu pot reuși performanța de a, n-aș zice atunci, de a reuni o audiență selectă. Însă, vreau să vă spun că suntem o bine rutină, totodată. Galeria Helios, ca și multe alte galerii, de stat sau private, nu mai oferă spectacole. E bine, pictura este spectacolul real. Am putea riposta. Însă nu cred că nici pictura, nici măcar pictura, în percepția contemporană, nu mai este un spectacol. Altfel, cum v-ați explica lipsa ei aproape desăvârșită, scuzați imprecizia, de la marele festivaluri de artă, din lumea mare, Veneția, Castle, și așa mai departe. Pictura, dacă există, e foarte problematică, schizoidă, e mai degrabă obiect de muzeu, chiar și în cadrul expozițiilor, o fel de fosilă, care mai răsuflă greu în prezența instalațiilor multimedia, a performanțelor, a spectacolelor totale care se practică în ziua de azi. Și mi-am pus întrebarea, e bine, pictura a murit. Am auzit cu un anume Pierre Restany, care fusese partizanul teoretic al noului realism francez. Noul realism reprezentat în primul de Yves Klein, cu asta antropometrie, Armand, Daniel Spoerry și mai departe. Restany afirmă că încă în anii 60, pentru că pictura de Chevalet este muribundă, trebuie să găsim pasiunea noului realism. Să regăsim pasiunea noului realism. E bine, este o ruptură, în opinia mea, și nu este primul care afirmă că pictura ori e muribundă, ori a murit de tot. Și atunci, dacă lucrurile stau în felul ăsta, chiar tragic pentru pictură, desigur, în percepția contemporană, nu mă refer la adevărul intrinsec, la valoarea reală a multor lucrări. Îmi vine în minte un alt exemplu, și nu e chiar atât de antic. În anii 70, la Londra, la Tate, un pictor contemporan nouă, sigur, toată lumea de aici îl cunoaște, Francis Bacon, avea expoziție aniversară. Un fel de opere complete, sau cum i-aș putea spune. E bine, britanicii, londonezii și nu doar ei, turiștii de pe tot globul, se luptau pentru bilete. Se intrau doar, știu eu, 20 de oameni în Tate, după care se făcea cu schimb. Încât, practic, devenise un fel de spectacol, lucru senzațional, aproape ilicit. Desigur, Bacon practică o pictură problematică, provocatoare. Mă gândesc la celebra replică după Goya, nu? Sorina, Velázquez. După Velázquez, în spaniol. Cu părintele, cu Sfântul Părinte. Papa Inocențiu, da. Mă întreb în continuare. Credem, ne-am reunit aici încă credem, cum că pictura respiră încă aer proaspăt, sau, îmi permiți a vă distrage atenția și a vă tulbura liniștea, am venit la un eveniment condemn. Eu însumi mă întreb,
Mai credem în pictură sau nu? Poate pentru mulți dintre noi nu are nicio importanță că pictura a fost internată și aproape îngropată. Că a fost amestecată în mod brutal cu fotografia în postmodernism. Chiar există disputa asta foarte tensionată între grupul Octombrie, de exemplu, publicația Octombrie de la New York, din establishmentul new-yorkez, în care pictura era definită aproape și fotografia era suspusă, desigur. Fotografia, filmul, arta video și așa mai departe. Problematizarea m-am gândit că nu știu are sensul. Blocul, da, sensul. Fiindcă sunt maniere distincte de a exprima, în primul rând, sensibilitatea cu care percepe creatorul lumea. Totodată, cred că e o stare de spirit, stare de fapt îngrijorătoare, că pictura a fost împinsă în fundare. Ori dacă arta contemporană nu mai conține, nu mai are în componența ei pictura, atunci ce facem noi? Ce face toată Facultatea de Arte? Și din România, în primul rând, și din alte țări estice. Fiindcă am auzit că la Paris, Londra și mai departe, nu se mai desenează, nu se mai prea pictează. Toată lumea e vândută noilor media. Cred că nu e întâmplător faptul că Sorin Scurtulescu nu are aparat digital. Sau nu are nici mobil, am înțeles. N-are cameră video, n-are calculator. Cred că este un reprezentant al vechiului lot. Care însă integrează, am discutat adesea cu el, integrează toate noile media. În expoziția sa de la Centrul German are o serie de portrete feminine foarte dure, zic eu, foarte marcante, ce încearcă o apropiere de universul feminin și într-o bună măsură reușește o apropiere de femeia nevrotică. În sensul ăsta este foarte contemporan. Foarte contemporan, fiindcă surprinde o stare de spirit. Nevroza nu e indusă doar în mediul artistic, între pictură și celelalte forme de expresie, ci însăși structura psihică. Vine de data asta, vine cu o surpriză, o manieră relaxată, veselă, bucolică aproape, de a reflecta natura. Și anume, nu natura aceea pe care o găsim la 200 de kilometri de Timișoara, natura sublimă a patriei noastre, ci natura condensată între două blocuri. De pe strada, zic, Ana Ipătescu. Natura care nu mai e tocmai natură. E beton, e culoare, mașini verzi, roșii, sunt pietoni, sunt diferite supermagazine în zonă. Natură castrată. Ei bine, Sorin Scurtulescu reușește să codifice acest peisaj urban anost, dar divers, într-o pictură viguroasă, puternică, explozie de veselie și de bucuria de a trăi. Și aici îl văd foarte aproape, în stare, chiar de Paul Gauguin. Cred că am mai zis chestia asta. Chitei, normal, un clișeu și nu are nimic de a face stilul istoric Scurtulescu cu Paul Gauguin. Însă, dacă ar fi să disec un pic influențele, laboratorul pictorului, v-aș spune că am detectat niște influențe pentru mine evidente. Am discutat și cu Sorin și lucrurile sunt cu adevărat așa. În primul rând, cred că cum s-a zis, formarea ta sau produsul, cred că ești un produs, dar nu atât a Facultății de Arte Timișene, cât a unor mari maestri. Fiindcă ajungi la un nivel într-o anumită artă învățând de la maestri. În primul rând, și desigur, aici îl voi numi pe domnul Constantin Frondor, care a fost realmente maestru,
Însă, istoria asta a artei, nu cred că e tocmai așa că în cărțile de ilustrate de istorie. Ci există o continuitate, o sensibilitate, o rezonanță între pictorii din mai multe epoci. Cred că Sorin a rezonat puternic cu Monet, cu Claude Monet, cel bătrân, și mi-a demonstrat lucrul ăsta printr-un album inedit, în care stilul bătrânului degenerase într-o lipsă de precizie. În tinerețea sa avea o tușă mult mai precisă, sigur, descoperise impresionismul, era foarte stăpân pe șevaletul lui. Spre bătrânețe îi scade și vederea și mâna. Și ajunge să facă din acel impresionism un fel de expresionism abstract, aproape. Prevestindu-i pe golanii picturii americane, mă gândesc în primul rând la Jackson Pollock, care cu maniera sa neconvențională de action painting, reușește să, nu atât să dinamiteze sau să nege anumite tradiții a picturii, cât să descopere ca orice avantgardist noi maniere de expres. Între Monet, cel bătrân, și Jackson Pollock, cred că e o distanță la fel de mică sau de mare ca între Sorin și bătrânul Monet. Totodată, experiența sa destul de bogată în materie de muzee europene l-a apropiat de un navist, am aflat și eu acum un an destul de celebru navist, un pictor francez de asemenea, Pierre Bonnard, și i-am văzut câteva lucrări la Budapesta și pot să spun că întrebă ce aici o sensibilitate cromatică, care în mod sigur Sorina a integrat-o creativ în cultura sa. Ar fi poate un prea mare loc comun să vă spun că pasta asta bogată pe care o aplică mi-l aduce nostalgic în memorie pe marele, inegalabilul Van Gogh. Toate acestea nu sunt simple trimitere în istoria picturii, ci sunt, credeți-mă, maestri reali ai lui Sorin. De câteva vreme mă ocup de fotografie. N-ar fi momentul să zic asta. Și, aprofundând domeniul, am descoperit câțiva oameni de la care am învățat mult mai mult decât de la orice profesor de aici sau de la București. Fiindcă marii maestri vorbesc în permanență, dincolo de moartea lor. Și formează discipoli. E bine, uneori epigoni. Decideți dumneavoastră dacă Sorin Sculțulescu este un epigon a acestui mari maestri sau este un pictor original care propune o formulă nu atât nouă, fiindcă se zice ce mai este nou, din moment ce pictura a murit, ce mai poate fi nou. Propune o manieră absolut personală, sincretică, sinceră, în mod sigur, despre ceea ce crede el că pictura mai poate fi. O expresie din totdeauna și pentru totdeauna, o contrapondere la poluarea vizuală care ne stăpânește zilnic și o confesiune totodată. Aveam de gând să vorbesc lucruri ciudate, dar mi s-a spus să fiu scurt. Și vreau să respect lucrul ăsta. Vreau să vă respect. Nu pot să continui. Mai ales că își să mă ajută. În special, și vreau să zic că se numește Sculculescu Mare, Sorin Sculculescu, așa cum și Dalí, se semna Dalí în ultimele expoziții, este o dovadă de încredere în sine, de megalomanie, de ce nu? Toți artiștii mai sunt megalomani. Vreau să vă zic că... Tot mai tare discurs, că l-am auzit de mult. N-am mai auzit așa. Tare e un termen peorativ, nu știu ce să zic, spre greu, spre tare sau moale, dar pe de altă parte... O să mai repet cuvântul. Pe de altă parte îți dau cuvântul, ți-aș fi pus și o întrebare. Vreau doar să te întreb de ce ai pus acele două portrete acolo în colț. Era vorba că nu le pui. Mi se par... ele în sine, ok, dar nu au nimic de a face cu ansamblul
de față și nu ți-ai mai avut o motivație. Să nu spui că doar contrapunctul, că m-ai spus-o deja. Prea bună de asemenea să compreze cele două și de asemenea am vrut să vă bucurați de ele. N-am vrut să le țin în debarat sau în cămară la mine atelierul în Canșagul. Este un răspuns foarte simplu și pertinent. Din nou, generos, Florin Curculescu, așa cum va fi și în continuare, sau poate fi și la concurs. Ce înseamnă pictura și ce perspectivă are pictura, va vorbi, cred că, protagonistul acestei serii, foarte scurt, am înțeles, în trei faze, și mai spune, mă rog, ce are. De fapt, nu am vorbit nimic despre pictură, am vorbit în general despre viață. Mă gândeam dimineață ce pot să spun unor oameni care vin în expoziția mea astăzi, o expoziție pe care am așteptat doar pe religiosul fac aici. Mai ales că sunt lucrurile de genul profesionist de profesionist. Se pare că mă sunt profesioniști. Și am notat pe o foaie destul de mică aici. O singură frază, de fapt, de viitoare. Am să spun atâta pentru toată lumea. Ar trebui să conștientizăm în fiecare secundă... Mă scuzați cu tremurile toată în formă. Ar trebui să conștientizăm în fiecare secundă că acesta este timpul nostru. Să profităm de el și să facem cele mai tari lucruri și neapărat să iubim.